Bună seara. N-avem camere. Eu v-am salutat doar. Lăsați, știu eu cum e cu saluturile astea. Cum e? Sărut mușițele, aș dori o cameră. Să nu fie la nord, să nu fie la sud, să nu fie la parter, să nu fie deasupra restaurantului, să nu fie pe acoperiș. Să aibă televizor, să aibă mașină de cusut, mașină de tricotat cu 16 programe. Stați puțin. Stau, nu știu stau. Ce vreau. Bineînțeles că stau. Aveți impresia că vreau să fug? Stau. Toată lumea stă la coafor, la pedicură, numai eu stau aici la recepție și îmi pierd vremea cu... Uite ce, vă rog foarte mult să nu mă țineți de vorbă, că n-am timp. Ce? Vă rog foarte mult. Ați strâncănit atât că mă doare capul. Vă rog foarte mult să încetați cu glumele astea nesărate. De ce nu vă duceți pe litoral? Pe litoral? Da, pe litoral. Ce, n-ați auzit niciodată cuvântul ăsta? N-ați fost niciodată pe litoral? Mă, cum să nu? Mă duc în fiecare vară. Vară. Vara, da. Vara pe litoral. Unde-i cauți? Sigur, iarna suntem buni și noi. Dar de ce n-ați făcut revelionul acolo? Unde? Pe litoral? Dar iulie? Pe litoral. Revelionul, iulie. În iulie. Dar ce, scrie undeva că trebuie să facem revelionul toți odată? Ce, de însurat vă însurați toți odată? Vă servați ziua de naștere toți odată? Acum v-a găsit pe toți să faceți revelionul aici în capul meu, să mă nebuniți. Dar nu m-a rugat nimic, da, definitiv. Bineînțeles că nu m-ați rugat. Cine te mai roagă azi? Duduie dăm, duduie făm, duduie vreau să se rezolve. Nici măcar v-am spus cum mă cheamă. N-am apucat să scot-o. Vă rog foarte mult să nu mă amenințați. Până aici! Ce ne amenință? Asta este curată amenințare. Lasă că vă știu eu. Cum nu mai aveți ce să spuneți, începeți cu... Gata, știi cine sunt eu? Ai auzit de... Ți s-a urât cu binele. Lăsă că te ajut eu să zbor de aici. Nu mi-a spus cum îl cheamă. Ia că ești dulce, dulce, dulce. Ia spune la tante frumos. Cum te cheamă? Cucu. Da. Cucu. Așa mă cheamă. Cucu. Ei, nu să știi că ești slăbiciunea mea, cucu. Mi-ai căzut cu tronc, să știi. Poate că până la urmă ne și înțelegem. Poate îți dau și o cameră. Da, nu, nu. Cucu, da. Zici, cucu. Cucu de la kilogramul de vin? Sau cucu de la kilogramul de țuică? Hai tu, bără. Hoțo-mane. Bine, atunci cu C de la... Cordon. Da. Vorbești cifrat. Da, te-am filat. Șmecherule, te-am filat. Vă să zic că cordon. Cu pietre, cu paftale, cu paiete. Am spus și o vorbă acolo, ce... Da. Bine, atunci cu C de la complex. Pentru că eu sunt noul responsabil al complexului. Ce? Fii cu minte. Bine ați venit, așa cum scrie și pe ușa de la intrarea restaurantului, da, 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 da. Și la mulți ani. La mulți ani să vă dau o cameră. Să vă... Am o cameră foarte bună la etajul 3 și am una foarte bună la etajul 1. În aripa cealaltă nu se aude fir de muzică, este extraordinar. Zona. Da, înțeleg, adevărat, adevărat, nu aveți nevoie dumneavoastră, dar sunteți nou responsabil și ați venit așa în control. Dar să știți că am ministru de formație profesională. În fiecare zi tot ofer camere și ofer camere și pe cele mai bune, bineînțeles, totdeauna pe cele mai bune și mai... Așa-i bine, vai, da. E aproape 12, uite, s-a stins lumina, da, în, da, restaurant. Auziți? Salvele de șampanie! Da, vai, da, dați-mi voi, tovarăși responsabil, vreau să vă ofer ceva. No. Așa se obișnuiește, să știți, no, no, în noaptea de Revelion, la ora 12, vă rog să primiți această sticlă de șampanie. Vă rog din suflet. Nu, vă rog din suflet să o primiți. Cucu. Cucu. El cucu, eu cucu. Să știți, eu mă silesc tot timpul să-i învăț să poarte frumos, să fie politicoș, să primească oaspeții bine dispuși.